RMN-ul pentru Spitalul Județean de Urgență Vâlcea va fi livrat imediat după ce lucrările de amenajare a curții interioare a spitalului vor fi finalizate. Răspunzând unei interpelări a deputatului Dumitru Lovin, ministrul Sănătății a precizat că proiectul privind reforma sectorului sanitar finanțat prin BIRD a ajuns într-un punct în care se pot vedea rezultate concrete și îmbucurătoare. Una dintre subcomponentele acestui proiect vizează achiziția de echipamente de diagnostic imagistic, CT, RMN și PACS, iar contractul de livrarea aparatelor de rezonanță magnetică nucleară, cu care urmează să fie dotate 24 de spitale din țară, inclusiv cel din Râmnicu-Vâlcea, a fost semnat. Ministerul Sănătății a transmis deputatului Dumitru Lovin că noul RMN ultraperformant pe care l-a solicitat și este atât de necesar la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea va fi livrat imediat după încheierea lucrărilor de amenajare a spațiului în care urmează să fie instalat. Am primit asigurări de la conducerea Spitalului Județean de Urgență că până la finele anului noul RMN va fi instalat, testat și dat în folosință, a declarat deputatul Dumitru Lovin după primirea veștii de la ministrul Sorina Pintea. Parlamentarul Dumitru Lovin susține că va continua să monitorizeze această situație până în momentul în care echipamentul va fi pus în funcțiune.